Face-vă! Și pentru că tot am sărbătorit această minunată sărbătoare a învierii Domnului nostru Iisus Hristos, aș vrea să vă salut și cu frumosul salut Hristos a înviat. Psalmul 30 este un imn al mulțumirii, prin care psalmistul sărbătorește izbăvirea dintr-o mare primejdie. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat. Psalmul 30 este pe rând o rugăciune de încredere neclintită în Dumnezeu, strigă de deznădejde a omului încolțit de dușmani și părăsit de prieteni și cântec de mulțumire pentru izbăvire. Psalmul vorbește despre cât de minunat este Dumnezeu și cum l-a ajutat el pe David în clipele lui de deznădejde. Atunci când era în vale, apăsat și zdrobit sub poveri, Dumnezeu și-a întins mâna și l-a vindecat. L-a ridicat pe stâncă, l-a păzit de rușinea de a fi pierdut împreună cu cei răi. David continuă și ne împărtășește rugăciunea și promisiunea pe care o face Domnului, și anume faptul că mila lui determină în noi dorința laudei și nevoia de mărturisi despre bunătatea și îndurarea divină. Dacă luăm ultimul verset al acestui psalm, versetul 12, și-l aplicăm fiecare în dreptul nostru, deoarece cu siguranță fiecare are motive de laudă și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, cum spune psalmistul, nu putem sta muți, trebuie să venim cu mulțumiri și laude la adresa numelui Său, să mărturisim lucrările Lui minunate în viețile noastre și să nu tăcem, pentru că tot în psalmi, mai exact în psalmul 34 cu versetul 5, psalmistul David spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Aveți pentru ce să mulțumiți și să dați laudă lui Dumnezeu? Cu siguranță. Aveți pentru ce să fiți recunoscători și să mărturisiți cum Dumnezeu a lucrat? Cu siguranță, eu unul am. Atunci, nu stați muți și aduceți laudă la adresa Celui care a murit și a înviat, Iisus Hristos pe care tocmai l-a sărbătorit. Haideți să spunem și noi ca psalmistul David la finalul acestui psalm. Doamne Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda. Fiți binecuvântați! Și fiecare glas rog.
Este harul tău ascult.